Armata rusă a bombardat orașele Nicolaev și Zaporojie. Forțele militare ucrainene avansează pe frontul de est. Orașul Liman din regiunea Donețk a fost eliberat, iar liderul de la Kiev afirmă că victoria Ucrainei este aproape. În aceste zile, Germania urmează să trimită un nou ajutor. Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, susține că Rusia e pe cale să piardă războiul, iar anexarea teritoriilor face aproape imposibil sfârșitul conflagrației. În această dimineață au avut loc mai multe explozii în orașul Nicolaev. Au fost avariate două clădiri rezidențiale, iar 7 persoane au fost rănite. Autoritățile din Ucraina susțin că trupele rusești s-au retras din orașul Liman. Șeful adjunct al biroului prezidențial al Ucrainei, Kiril Timoshenko, a postat un video în care armata ucraineană arborează drapelul Ucrainei la Liman. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că pe parcursul acestei săptămâni au fost doborâte mai multe steaguri ale rușilor. Zelensky a mulțumit pentru sprijinul suplimentar de peste 12 miliarde de dolari oferit de SUA. Se încheie încă o săptămână pe care inamicul a vrut neapărat să ne-o facă deosebit de grea, dar a făcut-o cu adevărat grea pentru el însuși, pentru Rusia. Principalul lucru este rezistența noastră împreună cu voi, protecția noastră împreună cu voi, mișcarea noastră împreună cu voi spre eliberarea întregului teritoriu ucrainean. Autoritățile din Ucraina acuză forțele ruse că au ucis 24 de civili, printre care 13 copii, în atacul asupra convoiului de mașini care părăseau zona de luptă din Kupiansk, regiunea Harkov. În același timp, consilierul prezidențial Mihailo Podoleac a anunțat că Kievul nu va merge la negocieri cu Moscova atât timp cât la conducerea țării se află Vladimir Putin.